Mulțumim din suflet pentru prezența dumneavoastră la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, care am podobit slujba prin credința și dragostea cu care ne-am rugat la Maica Domnului astăzi ca ea să ne ocrotească. După un timp atât de urât, iată, ne-a dat vreme bună ca să săvârșim Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie Arhierească împreună cu un sobor de preoți. Este mare lucru să fim prezenți la slujbele bisericii. Este mare lucru să dăm imbold lucrărilor pe care le săvârșim cu binecuvântarea lui Dumnezeu aici la Sfânta Mănăstire. Și iată, cu binecuvântarea Preasfinției sale, am adus și icoana Făcătoare de minuni cu un fragment din moaștele Sfântului Serafim de Sarov. Dacă ați ști cât de mult a iubit acest mare cuvios pe Maica Domnului, dacă ați ști cât har i-a dat, câtă lumină cerească se afla pe chipul acestui mare cuvios, Părinte Sfântul Serafim de Sarov. Și din puținul meu timp reflectam acum de curând, când eram atât de mâhnit pentru timpul acesta urât, și mă gândeam la cuviosul Serafim de Sarov, cu câtă bucurie primea pelerinii la mănăstire și în pădurea în care el s-a rugat mult timp la Maica Domnului. 1000 de nopți a stat în genunchi și s-a rugat la Maica Domnului pentru izbăvire, pentru îndepărtarea ispitelor ce vin de la diavol, de la trup și de la lume. Și Maica Domnului i-a călăuzit pașii și întotdeauna s-a bucurat de comuniunea cu ea, întotdeauna s-a bucurat de prezența bunilor creștini care au păzit biserica și au ajutat-o. Și mă gândeam că nu este întâmplătoare venirea icoanei Sfântului Serafim aici, deoarece Sfântul și el are la mănăstire un izvor cu apă tămăduitoare unde intră pelerinii acolo într-un strand și parcă primesc botezul care l-au primit, pe care i-a învrednicit Dumnezeu să-i primească la împruncie prin rugăciunile preoților la taina botezului. Și iată că la izvorul tămăduirii a vrut Sfântul Serafim de Sarov să vină tocmai astăzi, când după atâtea sute de ani, 160 de ani, scrie în monografia orașului Măcini, iată, s-a ridicat o troiță prin râvna și dragostea doamnei Munteanu Elena și altor credincioși care au pus câte puțin și am reușit să facem troiință și cu aprobarea domnului director de la Parcul Național Munții Măcinului, iată, s-a împodobit ca o salbă, ca un trandafir frumos acolo și ne așteaptă pe toți ca să ne rugăm în Sfânta Troiță, care este și pictată, și să sfințim apa de la izvor împreună cu arhiereul locului. Este un eveniment deosebit nu numai pentru mănăstire și pentru orașul Măcin, ci pentru toată partea aceasta de nord a Dobrogei, și aici se află și credincioși din alte județe care ne-au dat o mână de ajutor pentru organizarea hramului la Sfânta Mănăstire Izvorul Tămăduirii. Să ne rugăm Maicii Domnului și Sfântului Cuvios Serafim de Sarov să vă facă să simțiți prezența celei ce aduce atâta bucurie și miros de smirnă și tămâie, să simțiți și dumneavoastră, credincioșii, care veniți în pelerinaje și mergeți pe la mănăstiri, nu numai astăzi, în ziua izvorului tămăduirii, și la alte mănăstiri, împodobiți cu prezența dumneavoastră slujbele și rânduielile ce se fac în Sfânta Mănăstire, să vă binecuvinteze și puținul bănuț pe care îl dați la mănăstire, pentru că, după cum ați văzut, am început și pictura bisericii în tehnica mozaicului, pentru că așa ne-am dorit, este și dorința ctitorului și alți credincioși care au inimă bună și iubesc ceea ce este frumos, iubesc arta, pictura bizantină ortodoxă, să ne ajute bunul Dumnezeu din puținul dumneavoastră să punem un bănuț acolo la troiță, în cutia care am pus-o special,
ca să putem porni lucrările de pictură, pentru că sunt foarte scumpe. Să ne ajute Maica Domnului și cuviosul Serafim de Sarov, vă mulțumim, Preasfinția voastră, pentru prezență, că ați dorit să veniți în acest sfânt locaș și mulțumim și domnului prefect și domnului primar al orașului Macin, care anul acesta ne-a bucurat cu prezența sa și a domnilor consilieri și tuturor celor care voiți să faceți bine, să ne ajute Bunul Dumnezeu și să ne împărtășim din lumina sa cea plină de bucurie și de veselie. Amin. Hristos a înviat!